găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Aseară a sunat un telespectator după, sau în timpul emisiunii cu dezgruparea lui Ceaușescu și s-a oferit să mă tundă. L-aștept mâine la redacție să vină cu farfecele să ne tundem unul pe celălalt. În această seară vom discuta o problemă destul de delicată. Ilie Serbu, ministrul agriculturii, a declarat în data de 5 ianuarie că deține informații potrivit cărora în România s-ar fi realizat importuri de carne de vită și produse din carne de vită provenite din țări în care s-a diagnosticat encefalita spongiformă bovină, maladie cunoscută sub denumirea boala vacii nebune. Pentru a clarifica această situație, ministrul a cerut rapoarte complete de la Poliția de Frontieră, Serviciul Român de Informații și Agenția Națională Sanitar-Veterinară în legătură cu posibile încălcări de către agenții economici privați sau de stat ale interdicțiilor la importul de carne de vită și alte produse derivate. Am invitat în această seară în emisiune pe domnul general Dumitru Marian, șeful Direcției de Combatere a Infracționalității Transfrontaliere din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, pe domnul Virgil Eftimie, director general adjunct al Agenției Naționale Sanitar-Veterinare, și pe domnul Gheorghe Onțanu, șeful Secției de Integrare Europeană și Armonizare Legislativă din cadrul Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală. A importat România carne dintre aceasta infestată cu virusul vacii nebune? Nu. Trebuie să stați puțin de ce vă răspundeți din start cu nu. Unele întrebări sunt scurte și concrete. Păi, n-ați văzut ce a zis ministrul agriculturii, deci n-a importat, nu? Nu. Hai explicați de ce ziceți dumneavoastră că n-a importat. Vedeți dumneavoastră, așa cum am spus la început, problema este foarte delicată din mai multe puncte de vedere. Da. Sigur, problema encefalopatiei spongiforme bovine este o situație de criză. E o situație de criză în statele membre ale Uniunii Europene, pentru că în aceste state carnea circulă liber, atât produsele cât și oamenii circulă liber. Uh-huh. Nu există frontiere. La noi există încă frontiere și cum noi avem un serviciu foarte bine organizat la punctele de trecere a frontierei de stat, există inspectorate de poliție sanitară veterinară de frontieră, noi nu permitem importul din nicio țară în care a evoluat encefalopatia spongiformă bovină. Domnul ministru a fost de bună credință și în relatarea pe care a făcut-o telefonic și-a exprimat anumite păreri, dar părerile dânsului au fost luate în mod invers de presă și puse așa cum nu trebuie, adică puse sub formă de știri. De cine? De presa capitalistă, nenorocită? Nu, de presa noastră. Bă, uite ce a declarat domnul ministru. Puse în presă sub formă de știri bombă. Îmi pare rău că trebuie să vă spun asta, dar nu întotdeauna presa relatează lucruri exacte și mai ales când e vorba... Stați până la presă, domnule. Că... Mai ales când e vorba de niște lucruri tehnice și de niște lucruri care ating și probleme de științifice. Nu se pot pune în felul acesta de niște reporteri, niște probleme care sunt pur specifice veterinare sau umane, medicale, încât populația să creadă că într-adevăr suntem ultimii. Mă vedeți oameni pe mine că aș avea cunoștințe medical-veterinare? Nu. Păi n-am. Dar uite ce... Nu, dar putem discuta. Ce zise domnul... Putem discuta pe înțelesul tuturor. Uitați ce zise domnul ministru. Că fără să am cunoștințele astea, am înțeles exact ce a zis domnul ministru. Problema este la frontierele noastre. Cel puțin la granița de vest este jale. Există sute de tiruri care tranzitează vama dinspre Ungaria, încărcate cu tot felul de produse, între care evident se pot număra și produse infestate cu virusul vacii nebune, care sunt înregistrate în calculatoarele părții ungare, ca plecând spre noi, dar care se volatilizează pe parcurs, adică la calculatoarele noastre nu mai apar. Ce cunoștințe îmi trebuie mie ca tehnico-medicale când domnul ministru spune asta? Nu, dânsul nu a spus așa. Dar ce a zis? Ceea ce a relatat dânsul telefonic a fost răsturnat și scris de pe sunt într-un anumit mod incitant pentru populație și pentru celelalte organisme de la noi. Pentru că dacă era așa, până acum vă dați seama că noi am fi fost puși în situația să confiscăm sute de tone de carne sau mii de tone de carne sau tiruri întregi. Noi am făcut caz și pentru câteva kilograme de conserve sau pentru câteva kilograme de carne care au intrat în frontiere și au rămas în frontiere, n-au intrat în țară. Ce vorbim? Dar pentru tirul întregi. Păi uitați ce zice aici. În luna octombrie 99, Serviciul Român de Informații a sesizat parchetul general că prin intermediul mai multor firme au fost aduse produse din carne de vacă, falsificându-se avizele sanitar-veterinare.
Da, eu vă spun și ce e cu această problemă. Stați puțin, stați să le ascultăm și pe ceilalți domnule. Nu mai spuneți că nu știu. Păi, Serviciul Român de Informații... Eu vă spun că știu, nu că nu știu. Păi știți, dar spuneți că v-ați alarmat și pentru 3 conserve. Da, exact. Uh-huh. Adică stați avem mijloace să confiscăm orice produs și autoritatea veterinară poate să ia orice măsură posibilă de a preîntâmpina, toxii, infecții alimentare sau abateri de la regulile de igienă alimentară sau... probleme care se atingă sănătatea publică. Are această putere autoritatea veterinară? Nu avem nicio putere. Au cumpărat niște carne, s-a tăiat un vițel pe la țară și a cumpărat nevastă mea carne. Ce putere aveți? Păi, vedeți cum mi-a spus dumneavoastră? Există și aspectul contrabandă. Aspectul nu contrabandă. E contrabandă, domnule, a tăiat vițelul din curte. Mă rog, tot produse contrafăcute. Ce contrabandă a făcut? Dacă mi-a dat mie 2 kg de carne la vițelul tăiat în curte. Da, este un produs nesupravegheat. Dar n-a existat niciun control sanitar veterinar. Da, este un produs nesupravegheat. Am riscat ca un nebun. Este un produs nesupravegheat și ați riscat pe riscul dumneavoastră. Pentru că dacă doriți să cumpărați un produs sănătos și salubru, îl cumpărați dintr-un magazin în care este etichetat, în care scrie unitatea care l-a pregătit, în care scrie date de fabricație și termenul limită de expirare. De-aia, Zac, zic, tonele de pui până angrourile astea aduse din America de acum 10-20 de ani. Nu este chiar așa. Dar de câți ani, domnul? Termenul de valabilitate limită pentru carne de pasăre este un an de zile. Deci se poate verifica foarte bine. Am văzut în seara asta, erau niște creveți care expiraseră cu 5 ani. Creveți? Creveți. Pe cuvântul meu de onoare, ce presa asta de scandal. Am văzut... Protecția cumpărătorului de să-și facă datoria asta. Păi nu, dar dumneavoastră spune că nu, controlăm, tot facem. Nu e chiar așa. Toate aceste organisme conlucrează pentru apărarea sănătății publice, cum sunt Ministerul Sănătății, Protecția Consumatorilor și Serviciile Veterinare. Eu zic să vă ferească Dumnezeu să apară un caz dintre ăsta în România, că e jale. Spuneți, domnul general. Domnul Tucă, în primul rând, aprecierea că la granița României... Deci că nu e adevărat. Tiruri întregi de dispar, intră, e deces din Ungaria și intră în România și dispar, mi se pare un pic exagerată, pentru că sunt, în cazul unui punct de frontieră, funcționează mai multe structuri. În primul rând, poliția de frontieră care înregistrează persoanele și mijloace de transport, vama, structurile fitosanitare, sunt mai multe care practic face imposibilă dispariția unor tiruri întregi de... De adevărat că a băgat Mureșan, nu știu ce, să spele mașinile la intrarea și nu știu câți bani și un SRL-ul de ăsta? La agricultură, că sunteți pe la graniță pe acolo. Ioan Mureșan de la agricultură. Ce anume să bage? Să spele mașinile la intrarea în țară, o procedură de dezinfecție. De dezinfecție, asta e altă problemă. Păi nu, dar a băgat un SRL, aveam și eu un SRL cu e o formă legală, pentru că acest serviciu de dezinfecție este prestat de o societate comercială care câștigă o licitație. A câștigat o licitație? Da, care câștigă o licitație în baza unei ordonanțe de urgență care... Noi suntem în curs acum, desfășurăm o anchetă să vedem și oricine poate să participe la... Cine dorește să organizeze o astfel de structură, de societate, participă la licitație. Eu cred că a fost dat așa, pur și simplu, fără nicio licitație. Dacă a fost licitație, a fost licitație. Nu intră în competențele Poliției de Frontieră aspectul acesta, deci Ministerul Agriculturii... Nu v-am acuzat de nimic, spuneam cu părere așa. Da, nu, Ministerul Agriculturii ne comunică firmele câștigătoare de astfel de licitații și... le permitem desfășurarea activităților în punct. Deci vreau să subliniez că Poliția de Frontieră Română desfășoară activitate în punctul de control în baza legii 56 din 92, reactualizată și modificată anul trecut la mijlocul verii. Deci e o lege relativ recentă. Domnul general, au intrat astfel de produse? Nu avem cunoștință să fi intrat astfel de produse. Dar există posibilitatea să intre astfel de produse? Să intre cantități teoretic sigur că da. În moment ce n-avem date, informații în baza care o să tragem niște concluzii sau n-am prins astfel de cazuri la frontieră. Dacă vine un tir la frontieră cu carne de vită, da. Care sunt procedurile? Din punctul de vedere al Poliției de Frontieră? Da, dumneavoastră. În primul rând, este controlat documentele persoanelor care le însoțesc.
După care trece în controlul vamal, controlul fitosanitar și așa mai departe. Pe parcursul acestor controle... Acest control fitosanitar se poate face, se poate descoperi dacă... Nu, controlul fitosanitar se referă la plante, e vorba de controlul veterinar. Sanitar-veterinar. Controlul veterinar la carne și produse din carne are trei etape. Controlul documentelor, controlul identității și controlul fizic. Controlul documentelor se verifică fiecare document în parte, începând cu certificatul sanitar veterinar, care este un certificat veterinar internațional și eliberat de un medic oficial. Controlul identității, dacă marfa corespunde cu cele indicate, cele înscrise în certificatul sanitar veterinar. Și controlul fizic constă în preluarea de probe și trimiterea la laborator atunci când este cazul. De obicei se face controlul la origine, de unde pleacă produsul, și controlul la destinație. Și de unde știi dacă acea cantitate de carne are sau nu boala vacii nebune? Nu se poate constata la carne dacă are boala encefalopatia spongiformă, numai pe baza documentelor, când este vorba de un produs de carne sau din preparate din carne. Deci poate să intre astfel de cantități? Nu. Certificatul veterinar are o rubrică specială. Certificatul veterinar n-are nici... Cei care dau acest certificat veterinar n-au niciun interes ca să scrie acolo că carnea aceea este investată. Poate vor să scape de cantitățile astea de carne, nu? Le trimit în România. Nu e pentru prima dată când România e un fel de groapă de gunoi, se trimit aici toate rezidurile Europei. Medicul veterinar oficial din orice stat al lumii este un medic, este un organ guvernamental. Este un medic neutru care trebuie să certifice originea animalelor și originea cărnii de proveniență de unde au fost sacrificate animale. De unde se iau probele pentru a afla dacă, dacă să spunem, acea carne are virusul respectiv? Probele se iau din creier, o să vă spună domnul doctor Oțanu, care este specialist în sănătatea animală, și noi avem această posibilitate de a observa clinic și de a face probe, de a face analize pe animalele din țară. Domnul Oțanu, cum stau lucrurile? Eu aș vrea să fac o mică adăugire la ce a spus colegul meu. Vă rog. Referitor că este, nu este prima dată când se caută să se inducă un anumit grad de teroare în populația României cu această boală a vacii nebune, pe considerente care nu au un suport real. Și în al doilea rând, referitor la tranzitarea de care dumneavoastră vorbeați, trebuie să vă spun și trebuie să informăm telespectatorii noștri că există niște reglementări internaționale în ceea ce privește problemele de tranzit. Deci oficialitățile ungare, pentru că care n-ar fi trebuit să traverseze teritoriul Ungariei, oficialitățile veterinare ungare n-ar fi acceptat un tranzit de aceste produse, care în mod normal ar fi prezentat un grad de risc și pentru efectivele din Ungaria, să tranziteze teritoriul Ungariei. Deci sunt niște reglementări internaționale de tranzit pe care le aplică și serviciile veterinare din România, care diminuează și mai mult riscul unei Văd că aveți aici simptomele clinice. Care sunt simptomele? Simptomele clinice, din păcate, nu sunt un element semnificativ pentru aceste boli, pentru că trebuie să vă spun că sunt un grup de boli. După ochi, așa, credeți că am virusul ăsta? Nu. După ochi, deși ochii sunt un element electiv în... Ca la pește, se vede dacă e... Nu, ca la pește, este cu tot altceva. Simptomele, există simptome în cazul encefalopatiilor spongiforme ale animalelor, pentru că, cum am spus, sunt mai multe boli care sunt încadrate în cadrul bolilor prionice, dar aceste simptome au o relevanță mai mică, deoarece ele apar în ultima fază de evoluție a bolii. Deci, nu putem practic, să folosim... Boala avansează fără să boala avansează să existe semne? 90% din evoluția clinică a ei evoluează fără o simptomatologie. Și cum se manifestă în faza finală? În faza finală, simptomele bolii se pot clasifica în trei categorii mari. Sunt simptome care se manifestă prin anumite modificări psihice. Sunt modificări comportamentale, modificări ale sensibilității și modificări senzoriale și, de asemenea, modificări locomotorii, adică a posibilităților de mișcare a animalelor. Vreau să spuneți cum se manifestă la animale. La animale. Dar cum se manifestă la oamenii care sunt infectați? La oameni există un alt grup de boli. Deocamdată este incertă o anumită legătură între bolile prionice ale animalelor și ale
oamenilor care consumă carne acestor animale. Cu excepția anumitor boli pentru care transmisibilitatea la om a fost dovedită, cum este scrapia de la ovine și caprine. Dar pentru boala vacii nebună, subiectul emisiunii de noastre, există încă incertitudini și date care nu probează în totalitate transmisibilitatea. Există cazuri în Europa care au demonstrat transmisibilitatea? De la animale la om, nu. Nu, vorbim de boala vacii nebună. Nu, dar nu există cazuri în care s-a demonstrat transmisibilitatea, dar există o anumită particularitate și o anumită... Domnul Țanu, ne oprim și vorbim după aceea, tragem concluziile la discuția noastră, pentru că avem o intervenție la știri. Vă rog. Cum v-am promis, revenim în direct cu imagini ale eclipsei totale de lună. Reporterii noștri nu scapă niciun moment important, iar la această oră intrăm în cea mai importantă fază a fenomenului, faza maximă, când astfel nopții intră total în umbră. Suntem în continuare în legătură directă cu Adelin Petrișor, aflat la Observatorul Astronomic din Capitală, și cu Nadina Nedelea, care studiază fenomenul de la Cota 2000. Mergem întâi la Adelin Petrișor. Bună seara, Adelin! Explică-ne ce se întâmplă exact acum. Bună seara! Într-adevăr, după 2 ore și jumătate, eclipsa a atins momentul de maximă intensitate. În acest observator popular din centrul capitalei se află în jur de 100 de persoane. S-a dovedit această terasă de pe care noi transmitem, s-a dovedit a fi neîncăpătoare. Oamenii sunt și în curte. Cei de aici le-au pus la dispoziție 4 sau 5 lunete prin care ei pot vedea foarte bine luna, pentru că în această seară vremea ne-a ajutat, spre deosebire de colegii noștri care se află acum la Cota 2000 la Sinaia. În continuare, l-am lângă mine pe astrolog. Bună seara, domnule dascălu, astronomul, vă rog să mă scuzați. Puteți să ne spuneți ce înseamnă momentul de maximă intensitate? Deci acest moment înseamnă următorul lucru. Luna se găsește în punctul cel mai apropiat de centrul conului de umbră, deci de secțiunea conului de umbră al Pământului. Acest lucru înseamnă că ne aflăm exact în mijlocul, în centrul acestui fenomen, care, deci după aceste momente, se va derula în fazele, să spunem, simetric opuse, luna încet, încet, în jurul orelor 20-25 de minute, va începe să iasă din acest cont de umbră și procesul se va derula până în jurul orelor 24. Vă mulțumesc foarte mult. Ați văzut, domnul Mihai Dascălu este astronom, nu astrolog, ne-a făcut horoscopul, ne-a vorbit despre momentul de maximă intensitate. Această eclipsă totală de lună, spun specialiștii, este destul de frecventă. Ei au calculat că într-un secol sunt 70 de astfel de fenomene. Oricum, este un moment foarte interesant pentru marele public și mai puțin interesant pentru specialiști care au reușit să-l deșifreze până acum. Vom reveni cu amănunte de aici, de la observatorul din Lascăr, Catargiu, la noapte, la ora 23, principalul buletin de știri. Sandra? Îți mulțumesc, Adelin, pentru aceste precizări. Așa cum spuneai și tu, mai puțin avantajată din punct de vedere astronomic, este în plin viscol la Cota 2000 colega mea, Nadina Nedelea. Bună seara, Nadina! Tu te afli în mijlocul unui fenomen meteorologic, dar ce ne mai poți spune despre fenomenul astronomic? Așa este, și deși mai sunt doar circa 30 de minute din faza de totalitate maximă a eclipsei de lună, noi nu am avut parte de acest spectacol. Ne bucurăm însă pentru cei de acasă care au putut urmări prin intermediul antenei 1 acest fenomen astronomic și pentru cei care au avut cer senin și au putut urmări cu ochiul liber momentul în care luna a intrat în umbra soarelui. După 30 de minute luna va intra în penumbră, iar apoi, în jurul orei 1, va fi lună plină. Se spune, specialiștii spun că pe lună plină comportamentul oamenilor se modifică, au un comportament deviant. Se spune că oamenii au o vitalitate excesivă, că spiritele se dezlănțuie și se generează acele stări de insomnie. Însă cu toții ne dorim luna plină, iubim nopțile în care este lună plină. În continuare însă bucurați-vă de acest spectacol al eclipsei totale de lună.
Îți mulțumesc, Nadina. În acest moment, dumneavoastră, doamnelor și domnilor, aveți imagini de la momentul de totalitate al eclipsei de lună, care, așa cum spuneam, ar trebui să fie vizibile de pe întreg teritoriul României. Și spuneam și mai devreme ar trebui, pentru că până acum vremea a fost potrivnică. Încercăm acum să aflăm ce se mai poate vedea pe cer în Timișoara, unde este Emile Cărpenișan, și în Craiova, unde este Loredana Chimoiu. Bună seara, Loredana! Bună seara, Sandra! Spune-mi dacă acum vremea așa mai revenit, așa cum sperai puțin mai devreme. Nu, Sandra, din păcate, vremea aici la Craiova s-a înrăutățit, vântul bate și mai puternic. Din păcate, cum spuneam, craiovenii au ratat în această seară șansa de a urmări prima eclipsă totală a acestui mileniu. În urmă cu câteva în urmă cu 10 minute, luna părea destul de jucăușă, apărea, dispărea în doar câteva fracțiuni de secundă, însă de 10 minute a dispărut cu desăvârșire. Îți mulțumesc, Loredana, și îmi pare rău că voi nu ați reușit acolo să vedeți mare lucru din pricina vremii. Să încercăm la Timișoara, unde de asemenea până acum nu s-a putut vedea nimic. Mile, ce vești ai acum? Bună seara, Sandra, bună seara, stimați telespectatori. Din păcate, de la Timișoara veștile sunt la fel de proaste ca și până acum. Deși ploaia s-a oprit, norii nu s-au risipit de pe cer, nu se poate vedea nimic din eclipsa totală de lună din acest nou mileniu. Dacă în urmă cu 2 ani, cu ocazia eclipsei totale de soare, vremea a fost la fel de capricioasă, cu puțin înaintea fazei maxime a eclipsei totale de soare de atunci, timișorenii au putut vedea spectacolul astronomic. Acum însă, din păcate, nici vântul nu ne ajută prea mult. Norii rămân pe cer, este un plafon foarte gros și din această cauză nu se poate vedea mai nimic. Se distinge foarte greu o pată luminoasă undeva în spatele norilor, însă este foarte posibil ca peste câteva zeci de minute, când încă luna va mai fi umbrită, timișorenii să aibă șansa să vadă măcar pentru câteva momente acest, cum îl numeam, spectacol astronomic al noului mileniu. Sandra? Îți mulțumesc, Mile. Telespectatorii Antenei 1 sunt cei care cu siguranță au șansa să vadă acest spectacol astronomic la televizor. Pentru mulți români pe viu nu s-a putut vedea, însă ei au fost telespectatorii noștri fideli și astfel au urmărit și faza maximă a eclipsei totale de lună. Rămâneți la Antena 1, unde eclipsa este vizibilă pentru toți românii. Ne revedem la Observator pe curând. De la eclipsa de lună la eclipsa totală de lună la maladia vacii nebune. Mă întrebam ce legătură are negru ăla care bate în tobe cu eclipsa de lună. N-am reușit. De azi dimineața mă tot întreb. Am discutat în prima parte a emisiunii despre suspiciunile privind importurile de carne de vită din țări în care s-au înregistrat cazuri de maladia vacii nebune, împreună cu domnii Dumitru Marian, Gheorghe Onțeanu și Virgil Eftimie. Domnul Eftimie, există un program care să preîntâmpine astfel de cazuri? Ca să aveți o viziune mai clară asupra problemei în discuție privind supravegherea acestei boli, Agenția Națională Sanitară Veterinară are un program național de supraveghere și profilaxie și combatere a bolilor la animale, de prevenirea transmiterii a bolilor de la animale la om, precum și pentru protecția mediului. Uitați, acesta este programul, se poate vizualiza și pe monitor. Acest program se elaborează în fiecare an, este aprobat de ministru. În cadrul programului există... De care ministru? Ministrul Agriculturii și Alimentației și Pădurilor. În cadrul acestui program este prinsă și această boală, encefalopatia spongiformă bovină, și modul cum se face această supraveghere. Deci acest program este un program concret, nu este un program numai scris, dar se respectă litera, pentru că acest program este plătit ca să se respecte. Am înțeles, domnul Onțeanu. Aș vrea să mai adaug ceva la ce a spus colegul meu referitor la acest program. Ca să liniștim populația în ceea ce privește această boală, trebuie să arătăm că România este prima țară din țările candidate la integrarea în Uniunea Europeană care a luat măsuri
în ceea ce privește prevenția și supravegherea acestei boli. Încă din 1993, deci foarte recent, după ce primele măsuri au fost luate în țările în care a fost diagnosticată această boală, acestea au fost luate în jurul anilor 89-90 în Marea Britanie, în Irlanda, în Franța, în Elveția, țări în care a fost diagnosticată această boală, iar România în 1993 a fost prima țară din acest grup de țări care a introdus măsuri de supraveghere și de prevenire a introducerii acestei boli pe teritoriul țării noastre. Există un centru național care a luat ființă în 1993, Centrul Național pentru Bolile Prionice, și există 14 laboratoare specializate în țară care efectuează analize pentru a depistarea acestor boli. Există specialiști care au fost specializați la Weybridge, este laboratorul internațional care specializează medici veterinari în acest domeniu. Deci, în această privință, eu cred că serviciile veterinare din România pot da garanția totală sau aproape totală pentru populație că țara noastră este o țară indemnă, nu numai oficial, așa cum este, o țară? Este o țară indemnă pentru această boală. Deci liberă de această boală. Această evaluare este recunoscută și de către Comisia Europeană în baza criteriilor stabilite de către Oficiul Internațional de Epizootie. Deci în ceea ce privește carnea de vită putem intra liniștiți în Europa. Sigur că da. Nu prea se consumă, dar măcar avem vitele sănătoase. Da. Vreau o ultimă întrebare dacă, pentru domnul general. Dacă îmi permite, sigur, să vă spun apropo de consum, în 2000, într-adevăr, s-a importat aproape puțin peste 1500 de tone de carne de vită. Iar carne de porc, peste 22.000 de tone. Deci mâncăm mai mult porc decât... În ce an asta? În anul 2000. În anul 2000. Anului 2000. Bun, domnilor, vă mulțumesc. Vreau un mic, dacă îmi permiteți, un mic comentariu în completarea celor spuse de domnii invitați. Între Ministerul Agriculturii și structurile noastre, Inspectoratul General Poliției de Frontieră, există o comunicare și o cooperare permanentă, să știți, în acest sens. Spre exemplu, la mijlocul lunii iulie anul trecut, în Grecia, bântuia o boală dificilă printre animale. Am primit o adresă de înștiințare din partea Ministerului Agriculturii, prin care ne comunica acest lucru și stabilea de asemenea și punctele de frontieră pe unde să intre toate mijloacele de transport care tranzitau sau care veneau din Grecia. Am înțeles. Punctele în care dumneavoastră aveau o tehnică performantă de verificare și posibilități mai mari. Bun, eu vă mulțumesc mult pentru participare. Sperăm că populația s-a liniștit, că nu e vorba de cantități de carne infestate intrate în România din nu știu ce țară sau cu siguranță, din nu știu ce parte și că populația așadar trebuie să stea liniștită. Vă mulțumesc mult. În partea a doua a emisiunii vom încerca să aflăm răspunsul la o întrebare care frământă opinia publică. Au fost omorâți mineri la Stoienești sau nu au fost omorâți mineri? Vom încerca să aflăm răspunsul la această întrebare în partea a doua a emisiunii. Stați pe aproape, nu plecați! Voi fi dublura actriței principale. Spectacolul este peste o săptămână. Imaginează-ți, mă cheamă pe scenă, iar acolo este el. Își trece degetele prin părul meu și vede mătreața. Mai bine nu mă alegeau. Trebuie să fii pregătită pentru orice situație. Iată noul Head & Shoulders. N-am mai văzut această sticlă. Noua formulă Head & Shoulders conține elemente de hidratare pentru pielea capului și ingrediente care previn apariția mătreții. Astfel, pielea capului este sănătoasă, iar părul fără pic de mătreață și plin de viață, irezistibil de atrăgător. Ce faci? Stop! Cu noul Head & Shoulders, visele pot deveni realitate. Rama iogurta. Pur și simplu, mai ușoară. Da, continuăm emisiunea noastră, așa cum spuneam, dezbatere pe marginea dosarului Stoienești, în primul rând, pentru că au apărut multe informații în presă, conform cărora ar fi murit minerii. Acum, în ultima vreme, și au apărut informații și la vremea respectivă, la vremea desfășurării evenimentelor, informații de acest gen. În curând se vor împlini 2 ani de la
Marșul Minerilor până la Costești și de la Marșul Minerilor până la Stoienești, atunci când Miron Cosma a fost reținut, a fost arestat. Am invitat pentru aceasta în studioul nostru pe domnul Vasile Savu, președintele Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului. Așadar, dumneavoastră sunteți cel care ați urmat la conducere lui Miron Cosma. În primul rând, bună seara de spectatorilor și dumneavoastră. Este foarte adevărat, așa cum a spus dumneavoastră, sunt noul președinte al Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului. Și totodată, telespectatorii știu mai puțin, dar vor afla în această seară, sunteți și deputat în Parlamentul României. Da, din partea minorităților macedonienilor slav din România. Deci sunteți macedon? Nu, slav. Macedon este altceva. Macedonian este cu totul. Ah, macedon, îmi cer scuze. Sunteți macedonian? Da, nu macedon. Am înțeles, sunteți macedonian. Și din partea acestor minorități ați ajuns în Parlamentul României. Da, exact, da. Bun. Au murit mine la Stoene sau nu? Prima întrebare. Nu, sigur nu. Sigur nu au murit. Sigur nu. Pentru că ce s-a întâmplat? După evenimentele de la Stoienești, fiecare lider de sindicat, de la unitățile miniere, preparații și tot ce avem noi în cadrul Companiei Naționale a Huilei, am trecut la inventarierea întregului personal și s-a ajuns la concluzia că și nouă ne parvenise informația că ar fi murit miner la Stoienești. E posibil. Nu exclud posibilitatea să nu fi murit oameni la Stoienești, dar este foarte clar că nu din cadrul Companiei Naționale a Huilei. Dar probabil, de unde ar fi putut fi acești puteau oameni? Fi dintre cei disponibilizați care s-au alăturat minerilor, putea fi localnici, putea fi de oriunde. Dar este foarte clar că n-a murit niciun miner. Deci nu ați să spuneți că n-a murit niciun miner dintre cei angajați, angajați cu carte de muncă exact, sau în regim, în alt exact, regim, sigur, da, în carte, Valea Jiului. Exact, în Valea Jiului, da. Deci n-a existat. Da, n-a existat. Pentru că noi chiar am fost interesați să vedem, am controlat și pe cei care au fost în concediu, în foi de boală, să vedem, nu cumva din concediu a venit și a participat la acțiunea respectivă. Dar nu a fost așa. Am înțeles. Din altă parte. Dumneavoastră ați fost atunci alături de Miron Cosma până la Stoienești? Sau? Da, am fost alături de Miron Cosma până la Craiova. Până la Craiova. Da, deci în jurul orei 12:30, când am ajuns în zona aeroportului la Craiova, chiar am spus lui Miron Cosma să nu continue acțiunea, pentru că știam de acea blocadă de la Stoienești și de faptul că forțele de ordine erau masate în casele populației care locuia în localitatea Stoienești și se declanșa acolo practic un măcel care nu și avea rostul. N-a vrut să asculte și a pornit coloana și a plecat. În momentul respectiv am întors mașina și m-am întors în Petroșani. Am înțeles. L-avem la telefon pe domnul general Dan Voina, șeful parchetelor militare. Bună seara, domnule Voina. Bună seara. Astăzi a apărut o informație în presa scrisă, conform căreia există un dosar secret la parchetul, să spunem, la secțiunea parchetelor militare, cele conduse de dumneavoastră, un dosar conform căruia au murit 7 mineri sau 8 mineri la Costinești, la Stoienești. În ce măsură este adevărată această informație? Ce pot eu să vă spun? Că dosarul Stoienești a fost soluționat de colegii de la parchetul civil, de la direcția întâia din parchetul general, în toamna anului trecut și dosarul a fost trimis în instanță. Acolo este vorba de un singur mort. La secția parchetelor militare nu avem nicio sesizare în legătură cu alți morți de la Stoienești. De fapt, toată ancheta de la Stoienești au făcut-o colegii civili, deci până în prezent nu avem o asemenea sesizare. Deci această informație din presă cu dosarul secret întocmit de parchetul militar, nu există acest dosar? Deci, în primul rând, că nici nu avem dosare secrete. Toate dosarele se înregistrează, sunt raportate procurorului general și se știe absolut de toate lucrurile care le avem pe rând. În această informație se spunea totodată despre faptul că victimele au fost cei morți, cei care au căzut acolo au fost omorâți de trupele antitero desfășurate la Stoienești, că au existat și astfel de trupe. Nu cunoașteți nimic nici legat de această informație. Am înțeles. Deci noi nu avem niciun astfel de dosar și până în prezent nimeni nu ne-a sesizat că la Stoienești ar fi murit 7 persoane în luptele cu trupele de intervenție. În ce fază se află dosarul Stoienești?
Deci dosarul Stoienești este în fază de judecată, este trimis la instanță din toamna anului trecut. Și s-a întâmplat ceva până acum? A existat vreo condamnare, vreo soluție, vreo decizie? Nu, nu, e pe rolul instanței, se judecă. Dosarul de la Costești? Iar dosarul de la Costești de asemenea este trimis la instanță și se judecă. A avut un termen de judecată și urmează să facă cercetarea judecătorească. Uh-huh. Acesta din urmă, dosarul din urmă l-ați instrumentat chiar dumneavoastră, nu? Nu este instrumentat de mine, mă rog, este instrumentat sub conducerea dumneavoastră. Da. Și care ar fi părerea dumneavoastră despre ceea ce s-a întâmplat acolo la Costești? Deci noi, părerea și poziția care am avut-o noi a fost aceea care se regăsește în rechizitoriu, întocmit de colegii de subordinea mea, de subminare a puterii de stat. Dosarul este trimis la instanță pentru judecată. Judecătorii vor fi cei care vor da pedepse și vor stabili dacă aceste fapte au fost corect reținute sau nu. Și din rechizitoriu Stoienești? Nu cunosc de acest rechizitoriu, că nu a fost întocmit de noi. Bun. Vă mulțumesc mult pentru intervenție, domnule Voina. Bună seara. Da, vom mai avea o legătură telefonică legată de acest subiect. Cum vede Liga dumneavoastră, Liga condusă odinioară de Miron Cosma, ceea ce s-a întâmplat la Costești și la Stoienești? Bănuiesc că sunt două puncte de vedere diferite în legătură cu evenimentele de la Costești și Stoienești. Da. Dacă îmi permiteți, aș vrea să explic prima dată evenimentele de la Costești și modul cum s-a desfășurat toată acțiunea respectivă, că aș dori ca țara să știe cum au fost evenimentele în acea vreme. Dumneavoastră la Costești ați fost? Da. Deci, în primul rând, aș vrea să încep cu luna decembrie 1998, da. Da. Când o delegație a minerilor din Valea Jiului, condusă de Miron Cosma, s-a deplasat la Ministerul Industriei pentru negocieri în legătură cu negocierea contractului colectiv de muncă. Automat la intrarea în minister, prin ordinul domnului ministru Berceanu, i-a fost interzis domnului Cosma de a participa la negocieri. Toată comisia a fost acceptată, mai puțin domnul Cosma. Normal, domnul Cosma a dat girul și noi, comisia care eram, ne-am deplasat în minister și am discutat cu domnul ministru Berceanu. Normal, nu s-a ajuns la nicio concluzie viabilă pentru Valea Jiului. După această întâlnire a urmat o întâlnire la Săcelu, în localitatea Săcelu din județul Gorj, unde toți liderii de sindicat din minerit ne-am întâlnit și automat s-a pus problema declanșării unei greve generale în data de 10 ianuarie anul 1999. În perioada sărbătorilor de iarnă, domnul Cosma a fost la Revelion în Grecia și când s-a întors în data de 3 ianuarie, era într-o zi de duminică, ne-a convocat la Ligă și n-a vrut să respecte acel protocol care a fost semnat de toți liderii de sindicat participați la acțiunea de la Săcelu și a dorit declanșarea grevei generale în Valea Jiului, începând cu data de 4 ianuarie. Prin susținerea câtorva lideri de sindicat a reușit acest lucru cu două unități la schimbul 1 în data de 4, la schimbul 2 s-au mai aliniat alte unități. În final, până în data de 5, toată Valea Jiului era în grevă generală. Ceea ce a fost incorrect. Trebuia așteptat data de 10 ianuarie, mers din nou toți liderii de sindicați din mineritul din țară pentru a discuta încă o dată cu ministerul pentru a lua o decizie finală. Deci părerea mea este că i-a dezinformat pe mineri. Cine? Cine? Deci însuși Miron Cosma și câțiva dintre liderii de sindicat. Uh-huh. Se cunoaște foarte bine cine își dorește tot felul de acțiuni și la ora actuală în Valea Jiului. Dar cine nu asta este important. Unul dintre aceștia este Romeo Beja, care la fel nu știe să rezolve problemele decât prin manifestări de stradă. Dar este cu totul altceva. Aș vrea să explic fenomenul până la capăt, ca toată lumea să înțeleagă. Problema s-a pus foarte clar. S-a declanșat această grevă. Stai o secundă, că avem o nouă legătură telefonică și după ce am să vă las să deci aș dori să explic ca să se înțeleagă. Dacă îl facem fragmentat, nu va înțelege țara cum s-a întâmplat. Am să vă las să vă continuați ideea imediat după ce
vom discuta cu domnul general de brigadă Teodor Cearapin, ajunctul comandantului Jandarmeriei Române. Bună seara! Bună seara! Cearapin sau Cearapin? Cearapin Tudor. Cearapin, eu credeam că vă cheamă Cearapin. Cearapin Tudor. Da. Domnul Cearapin, domnule general, spuneți-mi, vă rog, au existat victime la Stoienești? Și trupele dumneavoastră însuși ați condus operațiunea de la Stoienești. Da, domnul Tucă, la Stoienești este operațiunea din punct de vedere al opririi minerilor la podul Stoienești a fost condusă de către mine. Deci forțele de ordine publică, în speță Jandarmeria Română, a fost condusă de către mine. La Stoienești eu nu cunosc să fie existat o victimă în afară de acel nefericit alcoolic arac care n-avea nicio legătură cu minerii, deci nu a fost la podul Stoienești, încercând să urce în tren în gara de la Stoienești, a alunecat pe scară și a dat cu capul în tren. Deci asta este singura victimă, singurul mort de care eu am cunoștință. Eu am rămas foarte surprins când am auzit în presă, am citit în presă, că este 7 morți și omorât chiar de jandarm. Eu am dat și un interviu. Chiar în Jurnalul Național în care spuneați deci, că... Eu nu cunosc să fie existat un asemenea mort la Stoienești. Ce alte trupe în afară de trupele de jandarm au acționat la Stoienești? Pe lângă forțele de jandarmi, au mai fost două detașamente de la Diaz și de la Brigada Antiterror, care au avut misiuni separate față de forțele de intervenție, care au avut misiunea să apere pod, adică să oprească înaintarea minerilor spre capitală. Tot aia. Dar să rețineți, vă rog să rețineți. Deci noi am încercat un dialog la Ișalnița, la Craiova, împreună cu forțele de poliție, să intrăm în dialog cu minerii, să-i convingem că încalcă regulile de circulație, că este ilegal ceea ce fac, să se întoarcă. Efectul a fost fantastic. Deci toate forțele au fost atacate, am avut peste 75 de răniți. Mă rog, aia a fost, țin minte episodul acolo, a fost altceva. Deci nici celelalte, să spunem, celelalte două structuri prezente la Stoienești nu au făcut victime. Absolut, absolut. Eu vă spun cu toată convingerea. Deci nu a fost niciun fel de victimă la Stoienești. Bun. Mulțumesc mult pentru intervenție. Bună seara, domnule general Cearapin. Bună seara. Vă rog. Da. După ce s-a declanșat greva generală în Valea Jiului, s-a format o comisie de către manifestanți în Curtea Companiei, printre care am făcut și eu parte, ne-am deplasat la București. Timp de 10 zile am negociat cu Ministerul Industriei și Comerțului cerințele minerilor greviști din Valea Jiului. S-a ajuns la o creștere salarială de 35%. Nu era mulțumitoare pentru minerii din Valea Jiului, dar era în cadru legal. Știm foarte bine că există o lege a bugetului pe anul în curs, în fiecare an, și acest plafon nu se poate depăși, pentru că această lege practic echilibrează sistemul de salarizare la nivel național. Deci mărirea de 35% era o mărire maximă. I s-a comunicat acest lucru lui domnul Cosma în Valea Jiului, care sub nicio formă... Dar ce spui de domnul Cosma? Așa vorbea cu el și când era în libertate? Sau da. Aici ați mirat? Da. Bine, era un... Văd că îl domniți acum, odată a ajuns la închisoare. Păi probabil numai domnii ajung acolo, sau cum? Da, să trecem peste asta. Problema se pune în felul următor. I s-a comunicat acest rezultat, la care dânsul n-a vrut sub nicio formă să ne dea girul pentru a semna protocolul cu Ministerul Industriei. A retras comisia și am venit din nou în Valea Jiului. Venind în Valea Jiului, s-a mai purtat discuții o singură zi și după aceea s-a plecat pre marșul Petroșani, Râmnicu, Vâlcea. Ce s-a întâmplat în prima zi? Petroșani, Râmnicu, Vâlcea, București? Nu. Deci nu s-a mai ajuns la București. Nu s-a stabilit niciodată acest traseu. Deci este greșit. Dar mă rog. Deci nu s-a stabilit să se ajungă la București. Nu s-a stabilit să se ajungă la București. Se spera ca la Târgu Jiu, în a doua zi, se spera ca domnul prim-ministru să vină pentru a discuta la Târgu Jiu, pe teren neutru, cum se spunea, toate revendicările minerilor din Valea Jiului. În final s-a plecat și s-a noptat în defileul Valea Jiului. Numai că noi știm ce s-a întâmplat. Eu am fost acolo, știu ce s-a întâmplat. Mă rog. Aveți amănunte noi pe care noi da, le cunoaștem? De exemplu, la fenomenul s-a întâmplat în felul următor la Cozia.
La Cozia s-a discutat, s-a negociat. Dumneavoastră l-acuzați acum prin ce spuneți? Nu acuz pe nimeni. Ba da, a spus că trebuia să mai stea până pe 10 și nu până pe 1 să ia hotărârea. Nu. Că v-a retras la negocieri pentru că n-a fost de acord cu... Nu. Deci sunt amănunte care țara și mulți, deci undeva peste 95% dintre minerii din Valea Jiului nu cunoșteau acest lucru. Aceste probleme care sunt, era cunoscut de un grup foarte recent. Și de ce nu le-a spus? Deci numai puțin, dacă îmi dați, vă explic exact și fenomenul cu Cozia. La Cozia, că pe mine nu mă interesează fenomenul cu Cozia. De ce n-ați anunțat minerii până ajunge la Cozia despre ce spuneți dumneavoastră acum? Cum să nu? Asta a fost în ședință publică. Păi spuneați că minerii nu știau. Deci, acum liderii de sindicat și toată lumea cunoștea din conducerea de sindicat creșterea de 35%. Iar cei care... Vreau să sunteți atent la ce vă întreb eu? Da, bineînțeles. Ați spus puțin mai devreme că minerii, că populația, nu aflaseră datele exacte despre mineriada de până la Cozia. Ați spus mai devreme sau nu? Da. Așa. Și când v-am întrebat, de ce n-a spus dumneavoastră minerilor în timpul acestui marș, adevărul, nu mi-ați răspuns de ce nu l-a spus. Deci eu v-am răspuns foarte clar. În momentul în care au venit din sistemul sindical și au spus că nu sunt de acord cu mărirea de 35%, au uitat să explice următorul element. Că există legislație în vigoare peste care nu se poate trece. Că există cadrul legal și că minerii din Valea Jiului nu sunt mai presus decât legea. Am înțeles. Deci astea trebuia să le explice. Deci li s-a explicat următoarea chestiune, că ei pot să ceară oricât, că trebuie să li se dea. Și de ce nu le-ați explicat dumneavoastră? Păi, ce funcție aveți, domnule? Tocmai, erați vicepreședinte la Ligă? Eram vicepreședinte, dar nu la Ligă. La un sindicat care aparține Ligii. Nu eram eu împuternicit ca persoană să le explic acest lucru. Iar cei care le-a explicat, nu le-a explicat totul. Tocmai din dorința de a pleca din Valea Jiului. Îi rog pe telespectatorii noștri să sune la cele două numere de telefon afișate pe micul ecran și să spună părerea despre ceea ce s-a întâmplat la Stoienești. Dacă dumneavoastră credeți că au fost sau nu victime la acea bătălie cunoscută de acum, bătălia de la Costinești, de la Stoienești, în cer scuze, nu știu ce am cu Costinești în seara asta, că ieri cu Predeal luați cu Costineștiu. De asemenea, îi rog pe cei care au participat la Stoienești, mineri care au fost acolo sau jandarmi, să sune și să spună părerea, să spună ceea ce s-a întâmplat la Stoienești. Vă rog. Da. În continuare aș vrea să explic negocierile de la Cozia. Acolo s-a negociat două protocoale, unul economic și unul pe partea referitoare la imunitatea liderilor de sindicat și a manifestanților participanți la acest marș Petroșan-Râmnicu-Vâlcea. Cel economic, când s-a discutat, s-a fixat un fond de salarii de 2080 de miliarde fond de salarii. Ceea ce era greșit. Și la vremea respectivă i-am atras domnului Cosma atenția că ne trebuie undeva la 2450 de miliarde total fond pentru Compania Națională a Huilei pentru a face acea creștere de salariu de 35 până la 50%. Cum am solicitat noi în fața companiei. Dumnezeu, Miron Cosma era singur la toate negocierile astea? Nu, tocmai că am fost nou. Deci numai puțin, că vreau să explic. Pentru că acolo au fost și liderii de sindicat. În final, este adevărat... Cosma ce era? Înger? Nu era tot un lider de sindicat? Nu, era lider de sindicat. Deci că acolo au fost și liderii de sindicat. Da, bineînțeles. Păi și Miron Cosma ce era? Prizonier ce era? Nu, era tot lider de sindicat. Lider de sindicat, sigur. Da. Așa. Și în final a răspuns că nu vroiau să semneze, deci domnul Radu Vasile și cu delegația care erau participanți, nu vrea să ne acorde cele 2450 de miliarde. Și atunci am atras domnului Cosma atenția că există o lege a bugetului în care de la lună la lună, dacă se aprobă în Parlamentul României, ne va tăia acea subvenție care este pe tona de cărbune în cazul în care nu ne plătim dările către stat. Acolo domnul Cosma s-a agățat de următoarea chestiune și a spus, cum n-am plătit de 9 ani, nu plătim nici acum. Și să rămână acel fond de salarii. Acum plătiți? Da, sigur. Nu de când ați început să vă... De când l-au arestat pe Cosma? Da. Și Valea Jiului a început să florească, bănuiesc, de când l-au arestat pe Miron Cosma. Ce să facă? Să înflorească.
Deci eu nu spun că am florit, eu spun doar... Câte locuri de muncă s-au creat de când l-au arestat pe Miron Cosma? Deci de când l-au arestat pe Miron Cosma? Da, sau în luna noiembrie și decembrie am angajat 500 de tineri și în anul 2000 am dublat salariul de bază a minerului. De la 2 milioane 600 la 5 milioane 200. Și fără, raport cu fără inflația evropeste? Niciun fel. Dacă am putea raporta prețul la tona de cărbune cu inflația, ar fi foarte bine. Dar și cu România economie, obiția, ce avut de deci, la într-o afară. Economie de piață, este producția care o vânzi și banii care îi încasezi. Cu Romeo Beja ce ați avut de la dat afară? Cu Romeo Beja n-am avut nimic. Comportamentul... Nu ați avut nimic dacă l-ați dat afară? Deci nu l-a dat nimeni afară, comportamentul lui personal. L-a dat afară? L-a dat afară. Adică? Adică. Pentru că... S-a cerut afară? Nu. Deci în politica adusă de mine în cei 2 ani de zile s-a dovedit că politica dialogului este cea mai bună. Sunt de acord cu noi. Probabil că dialogul... deranjează pe cineva. Știu eu, pe aici, pe acolo, dar pe mine personal nici nu mă interesează. Faptul că dumneavoastră sunteți un om al dialogului? Da, nu, mă interesează faptul că numai pe calea dialogului vreau să rezolv probleme. Absolut. Și acest lucru s-a dovedit în anul 2001, în 2000 și se va dovedi și în 2001, pentru că eu știu și știu cum să port ce dialog. Interes avea Miron Cosma să plece, să tot plece spre București, să dacă fie... Dacă aș fi fost în creierul lui Miron Cosma și să pot percepe, v-aș putea răspunde. E numai degețică putea să... E treaba dânsului ce a dorit să facă. Eu știu că fiecare pentru faptele lui răspunde. Problema se pune în felul următor, putea să aplaneze acele două mineriade. Foarte clar. M-a promis cineva că îl va elibera pe Miron Cosma? Nu, până la ora actuală nu. Am văzut că au fost cereri din Valea Jiului. Crețan a cerut eliberarea lui pentru că așa Crețan s-a promis. Nu este din Valea Jiului. E din Târgu Jiu. E treaba lui. Deci dumneavoastră cereți eliberarea lui Miron Cosma? Deci, Liga pe care a condus-o Miron Cosma. Cerut, n-am cerut-o prin grațiere. Prin intermediul presei. Am făcut documente scrise la Geneva. Am fost personal și le-am depus. Nu asta este problema. Problema este în felul următor. Nu merită această condamnare de 18 ani. Deci să fie clar pentru toată lumea. Este o pedeapsă prea grea pentru un om care probabil cândva a dorit binele unei mase mari de oameni, dar n-a știut modul cum să opereze și cum să procedeze. Pentru că acest lucru se leagă și de anul 2000. Eu în luna ianuarie, după ce domnul Muguri Sărescu a fost instaurat în funcția de prim-ministru, m-am prezentat personal și am explicat fenomenul mineriadelor și care sunt cauzele din care iau naștere aceste mineriade. Domnul prim-ministru a înțeles foarte bine, iar cu pași mărunți am rezolvat problemele în cursul anului 2000. Am înțeles, avem o legătură telefonică, o prima legătură telefonică. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, doamnă. Domnul Tucă. Cum vă numiți? Referitor, poftiți? Cum vă numiți? Mă numesc Pia Olaru. Da. Locuiesc în București. Referitor la întrebarea pe care dumneavoastră ați adresat-o telespectatorilor, dacă noi considerăm că acolo, la Stoenești, au fost asasinați minerii. Dacă au fost omorâți, cum să vă spun. Da. Dacă jandarmii au ucis. Nu, dacă nu e corect să-și considerați. Credeți că au putut avea loc astfel de evenimente acolo, tragice? Eu cred că da. În mod sigur au fost omorâți. Au fost omorâți cu cruzime. Și este dureros că românii au fost omorâți de către români. De ce credeți că au fost omorâți? Pentru că vedeam, eu n-am alte informații decât ce am urmărit în mass media, la televizor și ziarele, articolele din ziar, însă... cum să vă spun, oamenii aceia nu erau înarmați. Erau cu mâinile goale sau eu știu ce au avut acolo, niște nuiele, niște bețe. Pe când armata a fost până în pinți, i-au înconjurat noaptea. I-au pur și simplu a fost îngrozitor, român contra român. Erau feroce. Erau și chiar trădarea lui Miron Cosma, domnule Marius Tucă. Trădarea asta nu vi se pare că se aseamănă cu trădarea lui Tudor Vladimirescu? Doamnă, nu mi se pare, dacă m-a întrebat sincer. Vă mulțumesc pentru telefon, bună seara. Da, bună seara. De ce l-ați dat pe Beja afară, că n-am înțeles? Pentru că la ora actuală are un comportament și nu procedează din punct de vedere legal pentru a susține cauza minerilor de la mine. Adică ce face ilegal?
Deci, în primul rând, nu pot... dar dumneavoastră știți ce ați făcut acum? A scos sindicatul de la Paroșeni din ligă. Deci nu este nicio problemă, pentru că acești membri de sindicat pot fi primiți imediat a doua zi, în momentul în care nu vor mai avea un președinte care are același comportament. Păi nu, dacă o să-l aleagă după Beja. E treaba dânșilor și fac ce doresc. Deci noi nu putem și nu impunem lege. Din moment ce Consiliul de Coordonare, prin hotărâre, a hotărât acest lucru și s-a delimitat de orice acțiune a sindicatului de la Mina Paroșeni, eu personal o văd corect. Pentru că, în timp ce făcea diferite acuzații, domnul Beja, minerii și liderii de sindicat de la unitățile minere, în cursul zilei de vineri, am fost prezent la Ministerul Industriei pentru a discuta bugetul pe anul 2001. Deci, automat, din luna ianuarie ne pregătim și dialogăm pentru luna martie, când vom negocia contractul. Noi, când vine punctul cheie, luna martie, și oamenii trebuie să-și primească, să negocieze salariul, noi să fim deja epuizați cu toate dialogurile și toate... O să vă epuizeze cine? Nu, deci nu înțelegeți greșit. Epuizăm toate formele legale. Ce o să negociați acum? La ce vreți să negociați? Deci este noul contract colectiv de muncă. Care ce o să prevadă? Care să prevadă creștere salarială, normal. Cam cu cât la sută? Deci, deocamdată... Care sunt cererile dumneavoastră? Deci, cererile noastre sunt cel puțin recolerarea creșterii salariale din luna noiembrie, care am reușit-o în luna noiembrie, care a fost în contul de 40% la bază. De aici plecăm. Nu ne bazăm pe vorbe și pe discuții. Creșterea de productivitate la Compania Națională a Huilei a fost de 78% în cursul anului 2000. Iar, ca să vedeți încă un argument în plus, luna octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie și martie, vom lucra câte două sâmbete în plus pentru a da cărbune mai mult. Și e normal că atunci, pentru membrii noștri de sindicat, să cerem un salariu corespunzător. La cât se ridică, să spunem, la ce procent se ridică șomajul în Valea Jiului? Rata șomajului era undeva la 56% în luna noiembrie. Acesta este efectul ordonanței 22 și a disponibilizărilor care a urmat după această disponibilizare din 1997. A fost corectă disponibilizarea? Nu a fost corectă. Păi n-ați rezolvat-o cu dialogul? Nu. Deci la vremea respectivă nu conduceam liga. Dacă eram Dar la conducerea conduce? Ligii, nu... Nu semnam această... Atunci era, în vremea respectivă, acel protocol a fost semnat de domnul Marcel Macaruschi, care era la Confederația Sindicatelor Minere din București. Și toată disponibilizarea respectivă s-a făcut pe bază de cerere scrisă, în care fiecare a angajat și a manifestat scris dorința de a beneficia de Ordonanța 22. Tocmai noi am stopat sindicatele Ordonanța 22 că se pusese în pericol unitățile minere, deci nu rămâneam cu personal cel puțin minim pentru a funcționa normal. Și acum am discutat la Ministerul Industriei, deci în luna noiembrie și decembrie am angajat 500 de copii și am mai solicitat angajarea încă la 1500 de copii tineri la unitățile minere din Valea Jiului. După cum ați văzut și dumneavoastră, cererea de cărbune este mare și în bugetul care l-am prevăzut pe anul 2001 am prevăzut un număr mediu de personal de 20.000 de angajați. 56% șomajul. Se întrevede vreo situație, vreo... Nu, sincer nu. De sincer nu. Asta este... foarte real și să știți că, în primul rând, datorită manifestărilor din Valea Jiului, cred eu că investitorii n-au venit. Probabil, prin stabilitatea care am creat-o în Valea Jiului, oamenii și de bine și investitorii se vor convinge că trebuie să vină și în Valea Jiului, unde există o zonă defavorizată, pentru a crea locuri de muncă. Eu am toată încrederea că noua conducere și noul guvern va avea în atenție Valea Jiului în mod special pentru a crea locuri de muncă. Lăsați, domnule, că a avut și vechiul guvern, a avut în atenție. Nu, că în primul rând, dacă nu trăim cu speranță, atunci după ce mai trăim, sau cum se spune. Eu sunt pesimist. Eu am fost în Valea Jiului, dumneavoastră trăiți acolo. Deci, ceea ce am văzut acolo pe mine m-a
M-a pus serios dar pe și gânduri. În conferință, la 5 minute după ce am fost ales, am promit că pe calea dialogului rezolv problema minerilor din Valea Jiului. Nicio... Și s-a dovedit... Singura deci cale de rezolvare deci, a oricărei probleme este dialogul. Calea dialogului. Deci asta corect. Nu se discute. Ei, vedeți și dumneavoastră, la vremea respectivă nimeni n-a crezut. Ei, la vremea asta eu cred că noul guvern va face ceva în Valea Jiului. Să dă Dumnezeu să pentru facă că altfel și... nu se poate. Și am crezut de fiecare dată. Avem o ultima legătură telefonică. Bună seara! Alo? Alo? Bună seara! Da, bună seara! Vă ascultăm! Am urmărit cu mare atenție emisiunea dumneavoastră și intervenția dumneavoastră. O găsesc cu totul potrivită. Și mă refer nu la intervenția liderului de sindicat care l-aveți în față, ci efectiv la întrebarea pe care dumneavoastră ați adresat-o telespectatorilor, dacă au fost sau n-au fost morți la Stoienești. Părerea noastră care este? Părerea mea, fundamentată pe ideea că timp de 24 de ani am fost judecător și procuror, este că la Stoienești au fost victime. Mhm. Vreau să vă spun cum că, vă numiți? Dan Ioan Mirescu mă numesc. Ah, domnul Mirescu, da. Da. Vă rog, spuneți care sunt argumentele. Domnul Tucă, de fiecare dată când se întâmplă un eveniment, organele de miliție... Acum poliție... Și acum organele de... Asta vă spun, acum organele de poliție sau de jandarmerie... Da. Motivează cu un accident nefericit. Mm-hmm. Este ilară toată povestea aceasta. Ba avem un bețiv, ba avem un individ care dă cu capul de tren. Dosarul acestei victime există cu certitudine, deci o victimă, ar trebui să fie făcut public. Aici trebuie să-l calce trenul, trebuie să fie lovit de cineva. Însă și intervenția domnului procuror Dan Voinea, care mi-a fost stagiar la timpul potrivit, demonstrează că și domnia sa are dubii. Ați remarcat probabil ezitările care le-a avut, modul în care a evitat să vă mai mult sau mai puțin. Respective. Mai mult sau mai puțin, domnul Mirescu. Da, eu sunt deschis... Poate fi și o părere. Eu respectivă. Sunt deschis cum să spun, acestui subiect aproape fără limită. Pentru că am participat la cea mai mare parte a evenimentelor desfășurate acolo. Însă nu prea există probe în acest moment. Sigur că poate regimul trecut a ascuns probele legate de acest caz de Stoienești. Însă nici în acest moment n-a ieșit la suprafață sau n-a fost dată publicității o probă care să ateste că acolo au fost victime. Declarația generalului, sigur, declarațiile făcute în această seară sunt totuși niște declarații ale oficialilor, ale celor care poartă răspunderea într-un fel sau altul asupra anchetei care încearcă să lămurească ceea ce s-a întâmplat, să facă lumină în evenimentele la Stoienești. Și generalul Cerapin a spus că n-au fost și generalul a spus acest lucru și generalul Dan Voinea, amândoi au spus același lucru, că n-au existat victime. Până nu noi cu toții putem să presupunem. De-aia am și lansat această, să spunem, provocare telespectatorilor să-și dea cu părerea, că altceva nu pot să fac acum, decât să-și dea cu părerea despre ceea ce s-a întâmplat la Stoienești. Au fost sau nu au fost victime. Însă, până în acest moment, nu există probe care să ateste că au existat victime la Stoienești. Domnul Tucă, mi-am exprimat o părere și am salutat... Absolut! Inițiativa dumneavoastră de a redeschide în mod public, pe plan național, în postul noastră de televiziune, această problemă care este deosebit de importantă. Eu nu de pot, acord. Diferent de fostele mele legături cu Corneliu Vadim Tudor, eu nu pot să spun că... Nu are nicio legătură una cu alta. Fără probe, dar acolo a fost un adevărat masacru. Hai să spunem că nu sunt morți, domnul Tucă. Dar unde sunt răniții? Da. N-a existat niciun om lovit, niciun bolnav. Au fost. Răniți au fost destui. Sigur. Au fost transportați la spital. Știm noi pe acei 2, 3, 4 care au fost plimbați în spitale, dar au fost cu zecile. Au fost foarte mulți. Și pentru treaba asta trebuie cineva să răspundă astăzi.
Bun, vă mulțumim pentru intervenție, domnul Mirescu. Bună seara, la revedere. Rămâne un subiect deschis oricum și probabil că să ne mai ocupăm de el. Un cuvânt de încheiere, domnul Savu. În primul rând, pot să spun următorul lucru, că doresc ca imaginea Văijiului să redevină o imagine a unui centru muncitoresc, unde se muncește, se trăiește cinstit, corect, și oamenii nu-și doresc decât banii pentru munca prestată acolo greu în subteran. Și nu și-au dorit niciodată acele manifestări de stradă sau, mă rog, mineria, de cum au fost denumite, decât în momentele în care pâinea care trebuia să fie dusă copiilor pe masă nu le se acorda. Și ați fost prezent în 17 februarie 99 la Palatul Cotroceni, când Emil Constantinescu s-a întâlnit cu mai mulți lideri ai minerilor din România? Nu, eram în Valea Jiului. În Valea Jiului. Și aș vrea să înțeleagă țara și să nu mai creadă că minerii sunt acei oameni care nu știu să se comporte, nu știu să dialogueze. S-a dovedit anul 2000 că suntem oameni care putem să dialogăm, să rezolvăm problemele și nici de cum să ne manifestăm stradal. Problema este ca să existe înțelegere din partea celor care guvernează această țară și din partea ministerelor de care... Ce veți face din Parlament pentru mineri? Că sunteți în primul rând, deputat al minorităților macedonene, este, da? Da, este... Dar sunteți totodată și președintele Ligii Sindicatului Minier din Valea Jiului. Este foarte corect, am solicitat să fac parte, din Comisia de Industrie. Este locul unde aș putea să ajut mineritul din Valea Jiului prin acordarea de fonduri corespunzătoare pentru retehnologizare, investiții și banii necesari pentru a desfășura o activitate normală. Bun, vă mulțumesc mult pentru participarea în această seară la emisiune. Oameni buni, ne întâlnim și mâine. Până atunci, Marius Tucă vă spune, ca de obicei, țineți aproape.